Așa cum v-am promis, astăzi o să vă arăt cum editez eu un clip. Nu este un clip foarte lung. Are 7-8 minute în format RAW, adică dimensiunea întreagă registrată cu camera. O să-l editez în Final Cut Pro X. Nu am alt software pe care editez. În ăsta am editat până acum, deci în mod evident pe ăsta o să vă explic cum editez eu. Comenzile sunt relativ similare în toate programele de editare video. Mi-ați scris unii în comentarii că ați dori să vedeți un tutorial pe laptop sau pe PC Windows. Din păcate nu mai dețin așa ceva, în mod evident nu o să cumpăr un dispozitiv Windows doar ca să instalez un tutorial, un soft ca să fac un tutorial și nici măcar nu am licență pentru așa ceva. Deci o să vă explic cam cum decurge procesul de editare video la mine, în programele pe care eu le am, cu efectele pe care eu le am și cam cum procedez eu. De aici vă formați o idee și mai departe vă mulați pe ce aveți voi nevoie. Așadar, în prima parte vreau să discutăm puțin despre PC, laptop. Eu acum editez pe un iMac din 2017, 5K cu i7, 42 GHz, 40 GB RAM. 512 GB SSD și o placă video de 8 GB AMD Radeon. L-am cumpărat de curând de la o cunoștință, am dat pe el 6000 de lei, 6000 și ceva de lei, un pic sub prețul pieței, găsiți și voi pe internet la mâna a doua, unul nou e destul de scump, nu s-a justificat prețul, însă vreau să vă arăt că există laptopuri care sunt capabile să facă editare video de bază, adică precum cea pe care am făcut-o eu în acest tutorial, cu 3.000, 4.000, 5.000 de lei. Îți cumperi un laptop Apple la mâna a doua cu 4, 5, 6, 7.000 de lei. Deci, să zicem că ai o investiție inițială de aproximativ 1.000 de euro. Nu vei putea edita pe, eu știu, un laptop cu i3, dual core, 4 GB de RAM și hard disk cu 5.400 de pe minut. Nu vei putea edita, o să te chinui și o să te nervezi. Când am făcut uh, canalul, la început editam pe un MacBook Pro 13 cu i5 Dual Core. Stăteam ceva la editare, dar uh, mi-am făcut treaba și am editat tot în Final Cut Pro X. Așadar, uh, softul până la urmă nu mi se pare scump, e doar 300 de dolari și îl plătești o singură dată. Adobe Premiere, de exemplu, e 20 de dolari pe lună, deci undeva la 240 pe an. În 2 ani deja ai sărit la 480. În 10 ani deja ajungi la 2400 de dolari. Dacă se mai și scumpește, cu atât mai mult. Pe când la Apple îl plătești o singură dată și ai acces și la următoarele update-uri, ceea ce este minunat. Pluginurile pe care eu le folosesc sunt de pe Leno FX, mi-am cumpărat pluginuri cu 29, 39, 49 de dolari, au avut inclusiv super bundle de Black Friday cu reducere 50%, doar că erau destul de mari, în loc de 7-800 cât erau adunate, erau 3-4-500. Deci cu 500 de dolari îți cumperi pluginuri de n-ai ce face cu ele. Asta pentru ce folosesc eu. Uh, muzică, mi-au de pe Epidemic Sound pe YouTube, dar tu ca editor, dacă vei edita pentru cineva, va trebui să folosești muzică cu licență sau Creative Commons, adică pe care poți să o folosești gratuit. YouTube Audio Library, au acolo multe melodii gratuite. Dacă colaborezi cu cineva care are licență Epidemic, te loghezi în contul lui de Epidemic și pui de acolo muzică, iar uh, dacă vrei ceva și mai premium, există Premium Beat, de unde poți cumpăra melodii cu licențe individuale. Așadar, cam astea sunt detaliile despre PC, cam ce ai nevoie. Ți-ar trebui un quad și minim 8 GB de RAM, preferabil un SSD și să ai o placă video dedicată. Deci investiția inițială, din punctul meu de vedere, e undeva la 1000 de euro ca să poți să editezi cursiv. Acum dacă discutăm de editare super mega detaliată, profesională, în 4K, color grading și așa mai departe, deja discutăm de iMac Pro, MacBook Pro, workstations care depășesc 4.000 de euro. Dar până acolo e cale lungă. Eu momentan nu am așa ceva și nu am nevoie de așa ceva pentru ceea ce fac. Bun, să trecem la montaj. Intrăm în Final Cut. Eu editez în format Full HD 60 FPS. Pun 60 FPS pentru că mai tind să dau slow motion la 30 de cadre pe secunde și optimizez flow-ul ca să fie fluid iar uh, motivul pentru care nu export 4K este pentru că 1. durează mai mult editarea, consumă mai multe resurse, consumă mai mult spațiu, durează mult mai mult să încarc fișierele ca timp, atât pe drive către editori, editorii către YouTube sau eu direct către YouTube, durează mult mai mult. Deci durează cred că de 4 ori mai mult pentru că în esență 4K e de 4 ori mai uh, are mai, mai mulți pixeli decât, decât Full HD, iar din dimensiuni, un minut de 4K e aproximativ un giga. Acum depinde de la ce frame rate și câți biți înregistrezi. Având în vedere tipul de conținut pe care eu îl prezint, nu se justifică să trec la 4K. Mai ales că peste 60% din urmăritorii mei se uită pe telefon, tablete și televizor. Iar și pe televizor, că m-am uitat și eu acasă pe un... Pe un TV care are o diagonală de 125 cm, se vede foarte bine. Deci, 4K pentru mine nu s-a justificat. Să nu mai discutăm de 6K, 8K și așa mai departe. Deci, începe direct și tu cu Full HD 30, 50 sau 60 FPS. La montaj, eu mi iau, de exemplu, acest fișier audio a fost ușor procesat. Asta e o chestie opțională, nu o să discut despre ea foarte mult. În multe clipuri nu editez vocea, adică în clipul pe care l-am editat nu i-am modificat vocea. Am lăsat-o raw pentru că microfonul este performant, are un filtru cut-off și camera în care eu înregistrez obicei este foarte bine izolată fonic. Așadar, fișierele audio pe care le editez sunt doar cele care sunt de tip podcast când stau cu nasul în microfon cum stau acum. În rest, nu editez. Uh, vocea, deși durează foarte puțin, durează 3 minute pe ceas cu tot cu încărcare, doar că de multe ori nu editez eu clipurile și sunt plecat și nu am timp să fac asta. Dar uh, unul dintre editori care se ocupă de editare video uh, editează și audio și câteodată le face el. Câteodată nu. Depinde de situație. Depinde de cum e înregistrată vocea și ce tip de content este. Dar dacă e podcast, dacă e voce, vocea mea este editată. Așadar, la montaj, după ce editez vocea, încarc fișierul RAW din cameră. Mi le pun în Final Cut, drag and drop, îmi pun vocea, după ce îmi pun vocea, le dau Match, poți să o faci automat, să dai Sync, mie îmi place să o fac manual, după care fac un Merge, fac un Compound Clip, ca să lucrez mai ușor, să nu tai și în video și în audio, le unesc și tai numai o singură bucată, adică o singură dată, nu tai de două ori. Lucru pe care l-am descoperit exersând, nu am uitat neapărat pe internet, deși cred că sunt sigur tutoriale, eu asta am descoperit lucrând că pot să fac asta ca să-mi eficientizez workflow-ul și mă apuc și tai respirațiile, pauzele, repetițiile, mă mai scarpin la ochi, mă mănâncă pielea, am sună telefonul, primesc un e-mail, îmi pierd ideea, mă gândesc la ceva, trece trenul, e gălăgie afară, trece o ambulanță, strănut, tușesc. Vara trecută chiar mi s-a făcut rău în timpul filmării, adică m-a luat o moleșeală în vară, o de la căldură, de, simțeam că pic de pe scaun și am oprit filmarea. În timpul filmării m-am oprit, m-am dus să beau apă și mi s-a făcut rău. Adică se întâmplă și ăstea sunt, atunci dau cat, atunci tai ceea ce se vede pe clip, se vede varianta finală, varianta finală diferă puțin de cea originală. Mă mai enervez, mă mai jur, Deci sunt multe lucruri pe care le tai și nu se văd la cameră. Unde sunt amuzante, sunt bloopers, se pun la sfârșit de an și așa mai departe. Deci, în prima fază facem montajul. Adică nu punem efectele, am pus un pic la început acum un efect, în rest decupăm ceea ce nu ne interesează, vedem ce ne De la 7-8 minute am ajuns la 5 și ceva, am fost ceva pauze, după care o să fac o mică pauză, să las să răcească imac ul pentru că deja vă pentru că și editez și înregistrez în același timp. După ce termin cu montajul, mă apuc să pun efecte. Efecte care sunt de bază, adică pun câteva tranziții din plaginurile pe care le-am cumpărat, text din tot acelea, aceleași plaginuri, iau de pe internet informații relevante cu ceea ce prezint, dovezi cu ceea ce prezint, surse. De unde am informațiile, uh, screenshot multe cu grafice, cu știri, cu tot ceea ce este relevant pentru clipul meu. Ăsta e un clip care am făcut destul de repede, dacă se poate observa, l-am editat în, nu știu, cred că montajul l-am făcut în 7-8 minute, iar efectele, după ce am făcut o mică pauză, mi-au luat încă vreo 20, sincer n-am numărat acum fac vocea, dar... Uh, mi-a luat, cred că, sub o oră să fac tot clipul. Filmat, editat și încărcat în Unlisted pe YouTube, pregătit de făcut live. Așadar, nu este un proces complicat. O să dau și un pic de fast forward, să nu o să las chiar tot clipul pentru că durează 30-40 minute. Cam asta este esența tutorialului. Comenzile pe care eu le folosesc în timpul editării sunt destul de basic, adică folosesc select A, M marker, îmi pun uh, marker în timpul înregistrărilor, uh, în timpul montajului îmi pun marker să știu unde am depus anumite efecte, B pentru blade, adică cut, deci folosesc 3, 4, 5 butoane, comenzi, sunt foarte puține, ăsta este workflow general pentru un filmuleț de bază. Se poate face mult mai avansat, se poate face mult mai complex. Sunt mai multe comenzi despre care pot să vorbesc, dar ăsta o să las ca un clip mai mult de introducere în editare video, cum e procesul, cum e workflow, ce folosesc, de ce ai nevoie, de câți bani ai, ce setări folosesc și cam atât. Nu o să-l fac de 7 ore cu tot ce se poate pentru că o să vă plictisiți. O să fac și alte părți. Asta o să zicem că e prima parte, o să mai vin cu câteva clipuri pe parcurs. Nu aveți decât să vă instalați programe de editare video similare cu acesta sau ca acesta și există tutoriale altele pe internet în care explică fiecare buton ce face în parte. Eu am explicat procesul, cum procedez eu, e destul de simplu, se învață repede, v-am spus în 3 luni ceea ce fac eu aici în 3 luni le visați pe de rost și se pot face bani din editare video. Sper să vă fie de folos acest mic tutorial de început. Vă mulțumesc și îmi puteți da sugestii pentru că o să țin cont de ele și o să fac alte clipuri după care o să fac un playlist. Și na, asta a fost așa ce am avut eu în cap la prima strigare. Desigur, o să încerc să vă răspund cu alte tutoriale la întrebările voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele.